În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează preacucernice părinte pentru a rosti cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Preacucernici părinți, drept slăvitori creștini, Hristos a înviat! Dăm slavă bunului Dumnezeu, că iată, în aceste vremuri tulburi pentru întreaga omenire, mai ales pentru cei care se află în cumplitele războaie, noi avem marea binecuvântare, ca și în acest an, să prăznuim sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea sărbătorilor cu liniște și pace, putând astfel să ne îngrijim cu mai mare atenție, așa cum se cuvine, de cele necesare sufletelor noastre. Nu este puțin lucru și de aceea, iubiți credincioși, suntem datori să și recunoscători să-i mulțumim prea milostivului Dumnezeu pentru asta și în același timp să ne rugăm Lui cu mai multă stăruință pentru ca El să restaureze pacea în întreaga lume și să readucă dragostea în inimile cele împietrite de ură ale oamenilor. Ne bucurăm mult, iubiți credincioși, pentru prezența dumneavoastră în aceste zile de sărbătoare în biserică, arătându-vă atașamentul și dragostea față de aceasta, pentru că ați ales să participați la sfintele slujbe, să fiți prezenți aici și nu în altă parte, aceasta fiind o dovadă vie că dumneavoastră credeți cu tărie în învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum au crezut și cei care s-au învrednicit de a fi martori oculari ai acestei mari minuni dumnezeiești. Sfântul Apostol Pavel, cel care l-a întâlnit pe drumul Damascului pe Mântuitorul Hristos înviat, și cei patru sfinți evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, ne încredințează toți la unison că l-au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat și au vorbit cu El. Și l-au văzut și sfintele femei mironosițe și ceilalți ucenici. Și doi dintre ucenicii săi, Luca și Cleopa, pe calea către Emaus. Așa cum ni se spune și în Epistola I către Corinteni, la capitolul 15, versetele la 5 și la 6, s-a întâlnit chiar și cu peste 500 de frați deodată. De la toți aceștia, de la toți acești martori oculari, prin Sfânta Scriptură și prin Sfânta Tradiție a Bisericii, adevărul învierii ne-a fost nouă transmis din generație în generație și astfel, primindu-l prin credință, luminându-ne viața și destinele prin el, am devenit și noi la rândul nostru propovăduitori și mărturisitori ai acestui adevăr incontestabil al învierii Domnului din morți. În mod evident, noi cei de astăzi, iubiți credincioși, nu mai avem posibilitatea să-L întâlnim pe Mântuitorul Hristos imediat după învierea Sa. Noi, de fapt, suntem ca cei din a doua generație de creștini, care nu L-au văzut la propriu pe Mântuitorul Hristos, dar care prin credința lor puternică și mărturia înaintașilor lor, totuși au devenit contemporani cu El. Și noi putem deveni contemporani cu Mântuitorul prin credința noastră. Fiecare dintre noi poate deveni, de asemenea, un Pavel convertit, care
a mărturisit că Domnul Hristos este Dumnezeu și Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și nu numai un Pavel, ci și un Toma. Și oricare dintre ceilalți apostoli sau o femeie mironosiță sau unul dintre cei doi ucenici ai Mântuitorului, Luca și Cleopa, care au călătorit cu el pe drum de seară în Duminica Învierii spre Emaus. Aceștia doi au călătorit și au vorbit cu el, iar unul dintre ei, Luca, viitorul sfânt evanghelist și autor al cărții Faptele Apostolilor, a notat cu lux de amănunte toate evenimentele acestea întâmplate și pe care a avut binecuvântarea de a le vedea ca și martor ocular, așa după cum am auzit rostindu-se în pericopa evanghelică de astăzi, din Sfânta lui Evanghelia, Sfântului Apostol Luca, capitolul 24, versetele de la 12 la 35. Recapitulând pe scurt, această pericopă evanghelică lecturată astăzi la Sfânta Liturghie ne relatează faptul că acești doi ucenici, Luca și Cleopa, au călătorit împreună cu Domnul Iisus înviat de la Ierusalim la Emaus, cale de 60 de stadii, adică aproximativ 2 ore, fără să-L cunoască, pentru ca în cele din urmă, la frângerea pâinii, să li se deschidă lor ochii și să-L cunoască, El făcându-se nevăzut de lângă dânsii. Ce putem înțelege noi, iubiți credincioși, în esență, din această pericopă evanghelică? Putem înțelege că această însoțire de 60 de stadii, sau aproximativ 2 ceasuri, a celor doi ucenici, alături de Mântuitorul, prin analogie, prin raportare la noi cei de astăzi, ar putea însemna însoțirea noastră cu însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos în timpul Sfintei Liturghii, de-a lungul acestui timp petrecut aici, în biserică. Știm că Sfânta Liturghie are 2 părți. Prima dintre ele este partea didactică, educativă sau pedagogică. Și așa cum ați văzut și în practica bisericii noastre, această parte începe cu Binecuvântarea Mare, se continuă cu Ectenia Mare, Antifoanele, Cântarea Sfinte Dumnezeule, Apostolul, și se încheie cu predica, cu Evanghelia și mai apoi cu predica, care are de fapt același rol didactic. Deci, prima parte a Sfintei Liturghii corespunde într-un fel cu drumul celor doi ucenici, Luca și Cleopa, împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, timp de 2 ceasuri. Și în care timp le-a tâlcuit din Sfintele Scripturi despre Mesia, despre venirea Lui și despre pătimirile Lui necesare pentru a intra în slava Sa. Partea a doua a Sfintei Liturghii însă, de altfel și cea mai importantă, este partea euharistică, adică a cinecelei de taină, în care, binecuvântându-se și frângându-se pâinea, ne împărtășim
la timpul cuvenit cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nevăzut ca Dumnezeu, dar văzut prin pâinea și vinul cu care ne împărtășim și simțit pe deplin în ființa noastră, așa cum l-au simțit și cei doi ucenici, Luca și Cleopa. Lor li s-a descoperit Domnul Iisus Hristos. Îndată acesta s-a făcut nevăzut, dar chiar dacă s-a făcut nevăzut, a rămas în continuare cu el. Și ucenicii s-au grăbit, întorcându-se înapoi în Ierusalim, să-l împărtășească, să-l mărturisească și celorlalți ucenici. Mai putem înțelege, iubiți credincioși, din pericopa evanghelică de astăzi, că inima noastră se aprinde dacă citim la mod, în sens duhovnicesc, evident. Dacă citim Sfintele Scripturi și dacă alegem să-L luăm însoțitor pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe calea vieții noastre. Dacă inima ucenicilor, celor doi ucenici, Luca și Creopa, n-ar fi ajuns să ardă pe cale, nu reușeau să îl cunoască pe Mântuitorul Hristos înviat la frângerea pâinii. Aceasta este o condiție esențială, iubiți credincioși, pentru a ne putea împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului. Ne spune dezlușit Evanghelia de astăzi. Dacă inima noastră arde, ne putem împărtăși cu vrednicie cu trupul și sângele Mântuitorului. Dar dacă nu, sfânta împărtășanie, care ea însăși este focul vieții, va arde inima noastră spre judecată și spre osândă. Toate depind de alegerea noastră, a fiecăruia dintre noi, de a ne însoți în viața noastră, pe calea vieții noastre, cu Hristos. El, Hristos, din dragoste nemărginită față de noi oamenii, ne-a oferit nouă libertate deplină, libertatea de a alege, chiar și libertatea dureroasă de a nu-L alege, de a nu-L recunoaște ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor, sau de a nu ne împărtăși, de a ignora importanța Sfintei Euharistii, deci a nu ne împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului, asta de cele mai multe ori din mândrie, autosuficiență și ignoranță. Mi-a rămas întipărit în minte, în acest sens, un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici, dintr-o lectură recentă de o inegalabilă valoare spirituală. Rugăciuni la malul lacului se intitulează lucrarea, în care Sfântul spune: cobor adânc în inima mea spre a vedea cine se lăjluiește întrânsa în afară de mine și de Tine, Doamne. Și mă umplu de teamă aflând legiuni de străini luptând pentru părți din inima mea. Am aflat tot atâția în inima mea pe cât timpul cuprinde suflete omenești și neomenești de la căderea lui Adam. Și atunci am înțeles de ce inima mea a obosit și nu te poate primi nici pe tine, nici pe mine în cămările sale. Am descoperit, stăpânul meu, că eu sunt străinul din lăuntrul meu. Ne vom vindeca de autosuficiență, iubiți credincioși, de nepăsare și ignoranță, doar dacă îl vom căuta, îl vom descoperi și redescoperi și recunoaște cu adevărat
pe Mântuitorul Hristos, cel înviat. După cum spuneam, pericopa evanghelică de astăzi ne dezvăluie cât de importantă este această însoțire pe calea vieții noastre împreună cu Mântuitorul Hristos, pe care tot timpul îl putem avea cu noi. Iar ca să îl descoperim, ca să descoperim cine este El cu adevărat și să-L avem tot timpul cu noi, avem nevoie de două lucruri, două condiții cumulative, de Sfânta Scriptură și de imediata Lui prezență, împărtășindu-ne cu vrednicie la Sfânta Euharistie. El însuși, Domnul Hristos, spunându-ne, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, cum ni se precizează în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 20. Nu întâmplător, Luca și Cleopa l-au cunoscut pe Mântuitorul Hristos înviat în momentul frângerii pâinii. Și nu întâmplător, după aceasta, el s-a făcut nevăzut cumva în același moment. Pleca, dar în același timp rămânea. Îi învăța astfel pe ucenici cum să-l aibă cu ei și când nu este, și când va mai fi fizic prezent. Fiind trup și duh, om și Dumnezeu, în același timp, apărând și dispărând sub ochii lor, Domnul Iisus a vrut să învețe pe ucenici și prin ei pe noi, chiar dacă se va înălța la cer, va fi cu ei și cu noi în permanență, și că trebuie să nu-L considerăm plecat, ci doar intrat în slava Sa, de unde ne ascultă nouă rugăciunile și ne supraveghează nevăzut destinele. Aceste adevăruri ni le-au transmis martorii învierii, în rândul cărora se înscriu cu o mărturie puternică și plină de sensuri și Luca și Cleopa. Lor li s-a arătat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum se va arăta apoi și lui Toma. Ucenicilor fără Toma și ucenicilor cu Toma, și cum apoi i se va arăta pe drumul Damascului lui Pavel, ca să-i facă pe toți aceștia martori credibili a învierii sale pentru generațiile următoare, pentru noi și pentru cei care vor urma după noi, și să le încredințeze și să ne încredințeze misiunea de a propovădui Evanghelia la toată făptura, cum ni se spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 15. Și constatăm, iubiți credincioși, că acești martori oculari a Învierii și-au îndeplinit cu responsabilitate această misiune, întrucât lor li se datorează credința noastră de acum în Învierea lui Hristos și prin ea în învierea noastră. Căci dacă Hristos a înviat, există înviere și atunci și noi vom învia, spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa, 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 12. Mărturisim noi cei de astăzi acest adevăr. L-au mărturisit și cei de atunci. Atunci cei care s-au făcut martori oculari a învierii sale și cei care n-au fost martori, unii chiar l-au mărturisit cu prețul vieților. Îl mărturisește Sfânta Scriptură, îl mărturisește Sfânta Tradiție a Bisericii, bimilenară. Îl mărturisesc cântările și icoanele Bisericii.
îl mărturisești de fapt întreg universul. Așadar, iubiți credincioși, având credința neștirbită în învierea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, asemenea celor doi ucenici, Luca și Cleopa, să fim uniți în același cuget și în aceleași simțiri, ca să avem cu toții parte, la vremea cuvenită, de răsplata cea bună a învierii noastre dincolo în veșnicie, în comun une cu toți cei de dinaintea noastră, cu frații, părinții și bunicii noștri, cu moșii și strămoșii noștri. Credința în învierea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să ne unească în tot gândul, în tot lucrul și în toate aspirațiile noastre spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Hristos a înviat! Raca!